Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Invitație la lectură la filiala Cosânzana. Orele de liniște la bloc trebuie respectate. Află ce riscă cei care nu le respectă. Percheziții la suspecți de fraudă de 1,6 milioane de euro din fonduri comunitare și naționale. Miercuri, 15 februarie, juniorii au mers la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești pentru a participa la activitatea Invitație la lectură. Este vorba de elevii clasei a doua, care și-au prezentat cărțile citite și și-au invitat colegii să le descopere. Mai multe despre activitate aflăm de la directorul Bibliotecii Municipale Radu Roseti Ionuț Stănie, dar și de la învățătoarea Daniela Titere. Noi trebuie să marcăm orice zi importantă și ne și face plăcere. Astăzi sărbătorim Ziua Națională a Lecturii și nu oricum, de dimineață în sălile filialei Cosânzeana mișună elevii atât de la școala gimnazială numărul 8, cât iată și acum elevii din clasa a doua de la școala gimnazială numărul 1, dornici să citească, dornici să împărtășească din experiențele cărților pe care le-au citit și colegilor lor și suntem bucuroși pentru că cititul, să știți că încă se poartă, încă e la modă, dar trebuie insuflat atât de părinți cât și de cadrele didactice, cât și de către noi, bibliotecari, având un rol foarte important și astăzi ne face plăcere să-i admirăm pe cei mai mici din clasa a doua, împreună cu învățătorul coordonator, doamna Daniela Titere. Ei au în fiecare săptămână un club de lectură unde își prezintă cărțile citite, fac schimb între ei de cărți și de impresii, dar mai multe o să vă spună chiar doamna Titere. Iată că juniorii s-au pregătit așa, fiecare cu cărticica pe care a citit-o și am văzut și o mică prezentare, un îndemn la lectură. Da, pentru clasa a doua D este ceva obișnuit, așa cum a menționat și domnul director, clubul nostru de lectură, o carte pe lună, a stimulat dorința de a achiziționa cărți, dar nu numai, de a citi, de a prezenta. Luăm și noi contact cu dorințele lor, ceea ce exact, preferințele lor. Și astăzi, pe lângă acest lucru, încercăm să aducem în atenția lor și clasicii noștri, Ion Luca Caragiale și marele Ion Creangă, dar în primul rând doresc să-și prezinte, așa cum am numit activitatea de astăzi, Feții Frumoși și Ilenele Cosânzene din ziua de astăzi. Așa că încercăm să îi îndreptăm către lectură, către carte, dar și către ceea ce înseamnă literatura română și tot ce înseamnă poporul român atât de frumos. Am văzut aici, sunt împătimiți, fac lobby pentru cartea lor, fiecare cu argumentele care le-au considerat forte. De ce trebuie citită cartea lor? Trebuie citită cartea lor pentru că dacă ei nu sunt puși în competiție, atunci n-am făcut nimic, dar într-un mod constructiv. Dacă nu au citit cartea, nu și-o pot pune în valoare. Și atunci, din noiembrie, de când am început acest proiect, fiecare copil, chiar și cel care la clasa a doua încă, se străduiește să stăpânească cititul, că noi asta facem, învățământ de masă, are astăzi o carte pe care vrea să o prezinte și toată lumea are fișa lui de lectură în care să schițeze, să meargă totul rapid și să atragă ce anume i-a plăcut, ce l-a făcut să citească și să prezinte, să dea la schimb cartea respectivă. De altfel, în cadrul activității am remarcat că cei mai înflăcărați promotori ai unei cărți sunt elevii. Mai multe urmăriți în imagini. Tu ce carte promovezi astăzi? Una
cu un pinguin pentru prima parte. Și pentru a doua parte de Ion Creangă la Cireșe. Acum, sincer, nu ne mai aude nimeni, nici măcar doamna sau cine mai e pe aici. Care din cele două ți-a plăcut mai mult? Aceasta cu pinguină. Am înțeles, dar de ce ți-a plăcut mai mult? Pentru că are personaje animate cu un pinguin și că este cu animăluțe. A, îți plac animăluțele? Da. Am înțeles. Și finalul mi-a plăcut. Că cum e final? Da, toți pinguinii intră în apă împreună, că s-au făcut mari. Deci s-a făcut o distracție generală. Da. Ok, un îndemn dacă ar fi să zicem să citească pentru copiii de vârsta ta, cum ar fi să le promovezi această cărticică? Pentru că este distractivă, poți învăța așa și cum să te comporți uneori. Și dacă îți plac animalele, cu siguranță te vei da, amuza. Da, da, da. Tu ce carte ne prezinți astăzi? Avengers. Aha. A fost interesantă? Zi-ne câte ceva despre carte, că noi nu știm nimic. Încă n-am terminat-o, dar pot să vă zic că are foarte mult suspans și mereu se întâmplă chestii la care nu te-ai așteptat. Tu ți-ai ales cartea, ți-au ales-o părinții, ți-a recomandat-o cineva, cum ai ajuns la ea? Eu, dintr-o librărie, am decis să o cumpăr și așa mi-a plăcut foarte mult. Care ar fi argumentul pentru cei care, uite, urmăresc și că le recomand să citească cartea? Care ar fi, să zicem? Pentru că are foarte mult suspans. Am înțeles. Da, și acțiune. Dinamismul și acțiunea, nu? Da, da, da. Ce carte ne prezinți astăzi? Fetița care colorează visele. Wow, ce titlu frumos! Și cum este? De ce? Cum ai ales cărticica aceasta? Am ales-o pentru că mi s-a părut interesantă după titlul. Așa. Și mi-a plăcut foarte mult. Ai recomandat și altor fete sau colegi, să băieți să citească? Da. Este așa interesantă? Da, pentru că este vorba de o fată care colorează visele și a făcut o greșeală. Și în loc să aibă un vis frumos, acel copil a avut un coșmar. Wow! Și n-a fost tristă cărticica? Nu, pentru că a fost plină... E cu final fericit? Da. Deci despre ce este vorba în cărticică? Că două surori, cea mai mică, este foarte atrasă de fantome și un băiat i-a spus că poate să ducă într-un loc unde stau multe fantome. Ah, deci tu ești pasionat așa de aventură, ca să zicem așa. Da. Și de mistere. Da. Ce carte prezinți? Cartea mea se numește Momente și schițe de Ion Luca Caragiale. Ce frumos! Și ce ți-a plăcut cel mai mult din cartea aceasta? Din cartea aceasta mi-a plăcut cel mai mult Domnul Goe. Domnul Goe, ești așa răsfățată și te regăsești așa în personaj? Da. Cu ce carte ești astăzi aici? Minunatul vrăjitor din Oz. Ți-ți place vrăjitorul din Oz? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult la cărticică? Încă nu știu că mai am de citit. Dar ce ți-a plăcut până acum cât ai citit? Partea fantasticul când, așa, din povestire? Sau partea ce? Când Dorothy o întâlnește pe vrăjitoarea cearea. Pe cea bună. Mai recomanda și celorlalți copii? Pentru aventură sau pentru ce? Pentru aventură. Am înțeles. Ce ai pregătit? O carte cu povești japoneze pentru copii. Opa, dar cum de povești japoneze? Păi, din folclorul japonez, numai că au fost traduse în română. Am înțeles. Și care a fost cea mai interesantă poveste? Mie mi-a plăcut cel mai tare povestea cu iepurele din lună. De ce? Pentru că este o poveste mică, dar are o morală foarte mare. Care e morala? Că dacă noi avem dragoste mare față de ceilalți, este cel mai mare dar. Orele de liniște de la bloc trebuie respectate. Ce riscă cei care nu le respectă sunt amenzi usturătoare. Folosirea bormașinii la prima ora dimineții sau chiar în zilele de weekend se poate solda cu amenzi de câteva mii de lei. Astfel, persoanele care locuiesc la bloc sunt de multe ori deranjate de zgomotele vecinilor. Legea spune clar, cei care nu respectă orele de liniște riscă amenzi usturătoare. Este obligatoriu ca programul de liniște să fie afișat la intrarea în bloc, el putând fi vizualizat de către toți
locatarii. Cei care nu respectă orele de liniște riscă amenzi de până la 1500 de lei. Dacă nu se ajunge la amenzi, se pot efectua și ore de muncă în folosul comunității. Cei care sunt deranjați de zgomotele vecinilor de la bloc trebuie să solicite intervenția polițiștilor. Aceștia, cu aparate speciale, pot măsura nivelul de zgomot și să aplice sancțiunile corespunzătoare. Conform legii, orele în care trebuie să respectăm liniștea la bloc sunt 22 ora 8 dimineața și 13-14. Asta în funcție de decizia asociației de proprietari, programul putând fi modificat. Percheziții la suspecți de fraudă de 1,6 milioane de euro din fonduri comunitare și naționale. În dimineața zilei de miercuri, 15 februarie, oamenii legii au descins în 13 locații ale suspecților. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, cu sprijinul celor din Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului european, Biroul Teritorial Iași, au acționat pentru destructurarea unui grup infracțional. Acesta era bănuit de comiterea unei fraude în valoare de 1,6 milioane de euro din fonduri comunitare și naționale destinate promovării și stimulării angajărilor. Au fost efectuate 13 percheziții domiciliare pentru administrarea probatorului și tragerea la răspundere a bănuiților atât la domiciliile unor funcționari publici cât și la sediile unor societăți comerciale private. Au fost descoperite și ridicate mijloace materiale de probă. Conform investigațiilor, au fost începute în luna decembrie 2021 de către autoritățile din România și preluate ulterior de către procurorii din cadrul parchetului european, membrii unui grup infracțional organizat ar fi înființat începând cu anul 2019 7 societăți comerciale fictive și asta pentru a obține în mod fraudulos fonduri comunitare și naționale. Din probatoriul administrat a rezultat faptul că 12 persoane din județul Bacău ar fi constituit un grup infracțional organizat. Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în perioada 2019-2022 cu scopul de a obține în mod fraudulos fonduri nerambursabile, fonduri cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capitalului Uman 2014-2020. Bănuiții, având calitatea de administratori în drept sau în fapt ai unor societăți comerciale, ar fi aplicat și obținut fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene, dar și de la statul român pentru angajarea mai multor persoane fără locuri de muncă și pregătirea acestor System Training. Pentru a-și atinge scopul, se presupune că aceștia ar fi întocmit și prezentat documente inexacte sau chiar false la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Scopul a fost de a obține subvenții pentru organizarea acestor programe de pregătire. În mod concret, aceștia ar fi certificat faptul că beneficiarii fondurilor erau persoane fără loc de muncă conform legii. În realitate, în unele cazuri, persoanele erau deja angajate ale unor societăți comerciale, aceștia și-au întrerupt contractele de muncă în mod normal pentru a putea fi reangajate. În alte cazuri, persoanele beneficiare ale subvențiilor nu întruneau condițiile stabilite pentru acordare. Mai mult decât atât, bănuiții ar fi depus documente false. Prin acestea ar fi atestat faptul că ar fi oferit activități de training și de pregătire, care, potrivit investigațiilor în fapt, nu ar fi avut loc. În acest mod ar fi angajat 197 de persoane. Astfel, ar fi fraudat bugetul Uniunii Europene, dar și cel național, cu suma totală de 1,6 milioane de euro, 85% fiind fonduri comunitare și 15% de la bugetul de stat. 12 persoane urmează a fi conduse la sediul parchetului european pentru audieri. Procurorul de caz va dispune măsurile legale care se impun. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul jandarmilor din cadrul grupării mobile de jandarm Bacău. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Oneșteanca Cristina Spătar a primit un cadou extravagant de ziua îndrăgostiților de la soțul ei. Este vorba de un bolid de câteva sute de mii de euro. Ea a atras atenția cu cele mai recente fotografii pe care le-a distribuit pe contul ei oficial de pe Facebook. Cântăreața de 50 de ani, care este supranumită Regina Muzicii R&B, s-a lăudat cu cadoul primit de ziua îndrăgostiților. Este vorba de un bolid de câteva sute de mii de euro primit de Cristina Spătar de Valentine's Day. Pentru astfel de mașini
mașină, prețurile pornesc de la 200.000 de euro. Happy Valentine's Day! Mașina pe care am așteptat-o atâta, a scris vedeta pe Facebook la fotografiile postate. Cristina Spătar apare lângă bolitul ei, care are o fundă mare pe el. Totodată, cântăreața ține și un buchet mare de trandafiri în brațe. A anunțat că se simte binecuvântată, dar și fericită. Reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii din zonele afectate de poluare. În luna decembrie a fost depus un proiect de lege de către deputații PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Mircea Fechet și senatorul PNL Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele din zonele afectate de poluare. Am depus o inițiativă legislativă alături de colegii mei parlamentari, Elena Hărătău, Mircea Fechet, Daniel Fenechiu, pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani la persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Comănești și pe o rază de 8 km în jurul localității. Reducerea se face fără penalizarea prevăzută la aliniatul 4 din legea numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ca urmare a poluării remanente de care au suferit. În minele din Comănești, în 1940, când tehnologiile erau tot mai avansate, a lucrat zilnic în praf, uneori chiar în apă până la brâu, în fumul toxic al locomotivelor ce asigurau transportul cărbunelui din subterană și cu riscul permanent al surpărilor, a însemnat pentru mineri condiții grele de muncă. Condițiile de muncă și-au spus cuvântul asupra stării de sănătate pentru majoritatea minerilor, aceștia suferind de diferite boli după anii munciți în subteran. Este vorba de boli de plămân, de astm, reumatism, boli ale articulațiilor. În 1954, când a fost construită termocentrala Comănești cu o putere de 25 de MW, s-a permis mărirea capacității de aprovizionare cu energie electrică și cu agent termic folosit de consumatorii industriali și casnici din zonă. Un lucru benefic pentru dezvoltarea industriei, dar, în același timp, poluarea și-a pus amprenta pe toată Valea Muntelui. Astfel, noxele emanate din arderea cărbunelui, praful rezidual ce ieșea zilnic pe coșul termocentralei, sterilul rezultat din arderea cărbunelui, care era depozitat în zonă, au afectat sănătatea multor generații de comăneșteni și nu numai. Ca un exemplu concret, iarna, la Comănești, zăpada nu era albă. Ea se transforma imediat din alb în gri în câteva minute, la fel și rufele gospodinelor întinse la uscat. Este greu de imaginat cum arată plămânii locuitorilor care au fost expuși la această poluare. Am încredere că inițiativa va fi susținută și de forul legislativ, a transmis Cătălina Ciofu în informarea de presă. În ședința din luna ianuarie, aleșii locale ai Comunei Dofteana au discutat despre proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023. Primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor, a avut un punct de vedere tranșant vis-a-vis de acest proiect. Mai multe detalii urmăriți în minutele următoare. Nu vrem. Nu se poate să... Nu avem cum să mergem așa până la sfârșit. Nu avem. În schimb, avem o lună de zile de când încasăm impozite și taxe. Să spun așa, 10% dintre cei care au venit și au plătit până astăzi, plătește și pleacă. Dar diferența, toți, îi mult gunoi. Îi mult gunoi. Cu 9 lei, cu 8 lei kilogramul de benzină sau motorină, vine mașinile rompresului câte 4, câte 2 drumuri, vine și la colectarea selectivului 4 sau 6 mașini și tractorul în fiecare zi. Da. Acum fac revizii cu o firmă de la Brașov, de acolo aparține tractorul. Vine ăla, îi schimbă uleiul. Vine ăla și vezi, Doamne, că trebuie și făcut ceva, că tractorul are vreo 2 ani și ceva, de acum trebuie o ieși din garanție. Da, trebuie să plătesc lucrurile astea. De unde le plătești? Din sumele de bani care o să le vedeți în buget, și din acești bănuți, trebuie să achiți servisul la tractor, servisul la buldo excavator, piese de schimb, schimbă cardanul la excavator, 90 de milioane, da, ca să le poți întreține, să meargă pe drum și ce să facem? Pe lângă aceste utilaje ne mai trebuie și 10-12 oameni care să coleteze toți. Nu vorbesc de 416, nu vorbesc de cei care fac la locul de muncă, care au dosare penale. Da. Deci, doamna viceprimar, n-avem altceva ce face decât numai să colecteze. Și bine ar fi fost, asta e de la mine putere, așa. Ați văzut, era coada până în stradă, când s-au ridicat ce? 12 miliarde la încălzire.
Acești 12 miliarde la încălzire stăteau pe 2-3 rânduri, 2-3 zile. Dacă venea fiecare câte un sac, domnule, nu-ți dau bani, vii cu un sac și stăm de vorbă. Aveam un morman cât dispensarul de sac, nu? Aduși și colectați de pe râuri și pe râuri. Dacă acele 12 miliarde altele care am dat burse sociale celor de la școală, care o parte din ei s-au pozat cu ursul prin București, Constanța și Brăila, știți ce vorbesc? Aici au fost pontați, s-au cercuit de către diriginți sau învățători absentul, că-i bonlap și el era cu ursul în Constanța. S-au pus și pe Facebook, da? Dacă la aceștia, băi frate, ai venit la școală, fiecare copil, că tot noi aruncăm chipsuri, tot noi aruncăm doze, tot noi aruncăm pachete de nu știu ce, fiecare să fie venit, bă, cu un sac, să facă o acțiune școala. Vă facem o acțiune de ecologizare, da? O venim mămicile, au luat, ce au luat? Au luat burse sociale, burse de merit. Bineînțeles, este meritul acestor copii din banii publici care toți din țara asta dăm impozite și taxe, nu? Da. Dar haideți să facem și partea cealaltă, nu? Să fim curați. Să fim curați. Să fim curați. În ultima zi a lunii ianuarie a avut loc ședința aleșilor locali din comuna Mănăstirea Cașil, în cadrul căreia s-a discutat amplu despre taxa de salubritate. Mai multe despre acest proiect urmăriți în minutele următoare. Dar în perioada asta era vestea bună pe care ne-au dat-o cei de la ANIS. Consiliul Județean achiziționează pubele cu varianta de măsurare a gunoiului. Asta era vestea. Noi ne mai chinuim anul ăsta. Cu cine? Anul ăsta este o povară. Dar a vrut să anulați la sfârșit toată această poveste. Vor cumpăra inclusiv mașini prin fonduri europene. Deja achiziția, am înțeles că este în desfășurare. Deci pupele, partea asta de... Și va fi un laptop, un calculator în primărie, care va registra Ionescu cât gunoi a ridicat săptămâna asta menajerul. Atâția metri cub, da? Atât plătește. Dar informația pleacă la primărie, la Lumprest și la Avis. Trei linii vor fi. Și atunci, fiecare va plăti în funcție de cât îi se va ridica bunul. Pentru că mai este o problemă. Spunea domnul director, ai pubela ta cu cine? Mașina este concepută în așa fel încât, dacă tu ai doar o pubelă cu cine, atât îți ia. Tu poți să mai ai încă două pe lângă, nu? Nu ți-o primești cu mașina. Deci dacă mai ai calculat. Și vor fi trei pubele. Da. Dacă mai ai calculat, dar trebuie să fie. Dar și curtea fiecare. Pubelă pentru reciclabil, pubelă menajer și pubelă PET cu sticlă, cu metal. Eu cred că acestea ce am când vine mașina atunci, cred că dăm un pichet. Băi, nu, pe bază de chip. Cum ați face la automat? Păreți că o să facă obligă aplicații și așa. Este aplicații, nu. Ai aplicații și te descarci pe telefon. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 16 februarie, cerul va fi parțial senin, mercurul în termometre urcă până la valori de 8-9 grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea, minima, coboară până la valori de 0 grade Celsius. Vineri, 17 februarie, cerul va fi parțial înnorat, iar maxima pe timpul zilei atinge valori de 9, chiar și 10 grade Celsius pe alocuri, iar noaptea, minima, coboară până la valori de 2-3 până la 4 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.